Please, please God, please. How could this be? She was everything I prayed for, so why do you let her leave? Acest program poate fi vizionat de copii în vârstă până la 12 ani, numai cu acordul sau împreună cu părinții ori familia. Genul programului, Janghină. Acest episod marchează ediția cu numărul 50. 50 de episoade de Cine-i Janghina înseamnă 194 de povești pe toate temele. O zi, 3 ore, 57 de minute și 9 secunde consumate, cu o medie de 34 de minute și 13 secunde per video. 2.3 milioane de vizualizări, 1864 de comentarii, 327 de giga de materiale pentru povești, 12 invitați unici și superbi, multiple apariții ale aceleiași Janghine. Am acordat Janghina oricui, mamă, tată, propriul meu frate, Vălin, tuturor rudelor voastre de la Verlaunghi și nași, profesori, angajatori, colegi de muncă, colegi de clasă, vecini, străini, vedete și influențe, prietenilor mei apropiați, unui bebeluș și unui om de ciudat. Și i-am botezat pe Muna și Vălin. Mona, Muna, Nina, Muna, sper că am spus corect, Călin, Vădin. Pentru asta vă mulțumesc dumneavoastră, dragi privitori. Fără voi, dar mostly fără editurile amuzante ale lui Muna, acest show nu ar fi posibil. Așa că vă ofer și vouă titlul de Janghină Supremă, pentru că ați pierdut atâta timp pe internet. Vă mulțumesc și vizionare plăcută în continuare la clipul cu numărul 50. Ne auzim la numărul 100. Toate cele bune! Bună YouTube! Bună YouTube! Și bine v-am găsit la o nouă ediție de Cine-i Janghina, emisiunea în care eu, Rili Rux, alături de invitata mea, Livia, de care o să vă dau mai multe detalii, citim poveștile voastre și vă dăm verdictul. Cine în conflictul vostru, în problema voastră, este cu adevărat Janghina? Voi sau persoanele implicate? Stai cu ediție specială legată de Tinder, Tinder Nightmares, cu Livia. Livia, ne spui mai multe despre tine? Bună YouTube, din nou! Eu sunt Livia, sunt ilustratoare, artist vizual, om care îi place să despice viața în 100 și să analizeze psihologic orice se poate, comentatoare profesionistă la Insula Iubirii, dar mai nou și la Love Island, v-ați pregătit. Să vedem, da. Și sunt aici cu Rux să despicăm psihologic probleme și situații de la controlul de pe Tinder. De la ăștia de pe Tinder. Din ăștia, Tinder, Bumble, toate, că nu e de doar Tinder. De pe aplicațiile de dating. Da. Da. Bun. Bun. Poezia soldatului. Bună seara, stimată judecătoare Rux, martorii Vălin, Muna, colegul meu sibian, deci și tu ești din Sibiu, I get it. Chad și ultimul, dar în cele din urmă, avocatul meu, posibilul invitat. Că tu pledezi pentru această persoană, ești hai avocatul, să vedem. Hai Livia. Să vedem. Am așteptat mult această temă, iar când am văzut anunțul, am țipat, am sărit în sus și am zis că acum e momentul meu. Este atitudinea de care am nevoie pentru poveștile Cine-i Janghina. Da. Povestea începe în luna februarie a anului curent, când, plictisită fiind, am decis să îngrez un cont pe Tinder. Am explorat tărmul aplicației mai sus menționată cam o lună, până când am dat de un tânăr arătos, care era în armată, detaliu important care va deveni relevant mai târziu, de 19 ani, pe care mi s-a pus pata instant. Eu, având 17 ani în acel moment, nu am îndrăznit să-i scriu primul mesaj. Dar printr-o minune, sau mai bine zis blestem, ceva l-a împins să-mi dea el primul mesaj. Da, probabil disperarea de bărbat or something, what could have pushed him to it. Sincer. Ceea ce mi s-a părut însă puțin ciudat a fost că mesajul era contul lui de Snapchat. How did he have your... What? I don't get it. Orbită fiind de drumul ce se afla în fața ochilor mii, am decis să-i dau ad acolo, unde mi-a explicat că el, fiind mare soldat, nu are voie de fapt pe Tinder sau pe alte rețele sociale, iar eu, fiind mai grea de minte, l-am crezut. Păi atunci acum l-ai descoperit pe Tinder, dacă nu are voie pe Tinder. Și de ce te-a scris de pe Snapchat? Am discutat noi ce am discutat, el l-a propus să ieșim următoarea zi, iar eu am acceptat. În ziua întâlnirii, mi-am luat cele mai frumoase haine, m-am gătit de parcă aș fi mers la bal și l-am așteptat la punctul de întâlnire. Ajuns acolo, l-am căutat pe frumosul tânăr, însă el nu era acolo, întârzia. Ajuns al meu după o oră în amânt
mărâtul de parc în care trebuia să ne întâlnim, îmbrăcat de parc abia cum venise de pe șantier și a cerut scuze pentru mica întârziere așezându-se lângă mine pe bancă. Am vorbit noi ce am vorbit, mai mult el că pe mine nu m-a lăsat să vorbesc, dar am apucat să zic și eu câteva detalii importante, cum ar fi că sunt minoră și că nu aș vrea o relație serioasă în acel moment. Și peste o oră s-a ridicat de pe bancă și mi-a spus că el are curfew și la ora 20 trebuie să fie la unitate. Okay. Da. So they were 19 and 17 și l-a stat dumneavoastră la ora 20 și trebuia să ajung înapoi la... că avea somnicul de soldat. Da. Am zis, bun, hai la unitate, ce să faci? Și am luat-o la pas împreună cu el, gen, ați mers pe jos până acolo, I guess. Nu te-ai dus în unitate. Când am ajuns în fața unității, se oprește brusc și se întoarce foarte serios spre mine. Ce crezi că îi zice? Îi zice să vină cu el sau îi zice, nu știu ce să zic că îi zice. Nu știu ce să prezic că îi zice. Mi-e frică. Ești foarte frumoasă, că eu vreau o relație cu tine, că te plac foarte mult. Poate vrea să ia în căsătorie sau ceva. I don't know. Ceea ce cred că s-a întâmplat? Exact, m-a pupat. Oh, așa? Neconsensual. După ce își ia ventuzele de pe mine, se uită în ochii mei și îmi zice, știi că o să te fac din nou să crezi în iubire, nu? Nu, no, I'm sorry, that is disgusting, you're disgusting. Oare a pupat-o stilul mașina de spălat? Nu, cred că a fost un mua, cred că a fost un, o ventuză, ca zi a ventuze. O să te fac din nou să crezi în iubire, nu? O să te salvezi de la o viață fără iubire. Wow, s-a uitat la prea multe telenovele. În acel moment am rămas mască, am auzit bine, da, chat, am auzit bine, din păcate. A intrat în unitate înainte să mă mai pupe o dată, normal, și eu am mers bulversată înapoi acasă. Am mai pupat-o o dată? De la revedere. Când am ajuns acasă, m-am trezit cu 15 notificări noi de la acest individ. Ce credeți că conținea? Nu. Poezii. Unde a învățat omul ăsta să... Cele care le mai am, le-am atașat mai jos. Ador, haide, let's go! This is the type of content I wanted. Let's go! Poveste cu doctor. Haide! Ia să le vedem. Ador. O, sunt în engleză. The other night I told God in my prayers to protect you from any harm. So it stung me with the heart when you let go of my arm. The insides of me were swollen. But that's nothing you could see. I was in pain that night. I fell to my knees. Please, God, please. How could this be? She was everything I prayed for, so why do you let her leave? Quiet, tu trebuia să fii la 8 acolo, a plecat și ai acasă, despre ce vorbești? Please, God, why you take her away? Why she go home when I have to sleep is 4 at 8? Why curfew when love is real? Why she left when I had to go? Why? God, why? The tărâță swollen in here. Băi, the tărâță has swollen in this man. Ok, hi, next. I, humble voice. Măi, zici cu ce mă încantați. Da. Speak. Lack. Cock, lock. Lock, lack. Spoke, lock. Neprending. No. Înțelege cineva ceva? A humble voice spoke back responding to was glad. I said God, I set you free. The insides of you were coming, but that's nothing I could see. This is alarming. Gesture is so nice. Dar mă sperie versurile pentru că vorbește prea mult cu Dumnezeu și pe mine personal, persoanele foarte religioase mă sperie. Please God, bring back. Why you leave? Why she leave when I got to sleep? Please God. I suffer. Why she gone? Like normal person. Sleep at 11. I sleep at 8. Why curfew? Why curfew no long? Why curfew no long? Săracu. Ok, acum haideți să citim. Deci i-au scris poeziile astea, le-a văzut. De-aia zic că i-a spus multe, da? Please, poezii pe care am zis așa. Please God, bring dodoașcă. Please God, bring a little bit of dodoașcă for me. Please God, I beg you. Crumb of dodoașcă. A crumb of dodoașcă.
plot twist era scris pentru fosta. Le-a scris pe loc, am pretty sure of it. Ok, trist, povestea nu se termină aici, dragi prieteni. Ignorând toate aceste semne de avertizare și orbită de frumusețe a junilei, am continuat să ies cu el pe perioada martie-aprilie. Am intrat fără să vreau într-un situationship. Într-o zi din vacanța din aprilie, când mă plictiseam și el nu era la unitate în Sibiu, deoarece era la din alt oraș de la țară, am zis, hai să-l caut eu pe Insta, părea un cont mai vechi sau ceva. Mi-am băgat nasul unde nu-mi fierbea oala și m-am ars. Am găsit contul lui de Insta unde am văzut un story cu el și o fată posta cu câteva minute în urmă. Excuse you. Avea gagică. Pardon. Perdona. Erau ok, poeziile erau pentru ea, că de-aia o luase Dumnezeu pe aia. N-avea niciun semn să o ia Dumnezeu pe asta, că ea doar plecase acasă, dar pe fosta o luase, clar. Efectiv. Am intrat pe contul fetei unde am văzut inevitabilul. Era un perion de 2 ani. Bă, alea erau poeziile pentru aia. That's mean. Scrie măcar poezii noi dacă vrei să fii găgicar. Ăsta a dat mas cu poeziile la mai multe. Avea două poezii, a zis el, astea sunt cele mai bune ale mele, le tot trimis și le-a trimis. A dat mas ăsta cu poeziile. De asta era like, just her, dar nu descria niciodată. I-am scris un mesaj băiatului spunând că nu mai vreau să ne mai vedem și că dacă mă mai contactează o să-i spun iubitei lui. Știu, stupid, trebuia să-i spun iubitei, însă așa judecam eu pe atunci. I mean, yeah, maybe. Era a girl's girl thing. Da. Junele însă nu s-a ținut de promisiune și când a venit în Sibiu a fugit de la unitate ca să vină să mă aștepte la mine la liceu. Yeah, he should see his own work. Bă, cât ține rău. Dacă te gândești că tu ești un bărbat de... Hai că avea 19 ani, fie. De 20 ani, da. Okay. Te gândești, mă duc la liceu să iau pe una. Cred că ar trebui să duci la o facultate să iei pe cineva la vârsta ta, nu la un liceu. Exact. Când am ieșit, a alergat spre mine, m-a luat neconsensual în brațe și a încercat să mă pupe. Eu m-am ferit și am tras într-un loc mai discret ca să nu se mai holbeze tot orașul la noi. El a început să-și ceară scuze, mi-a spus că el și că s-au despărțit și acum, și acum putem fi împreună ca să mai arate cum e să fii iubit. Am zis că mă mai gândesc și am plecat acasă. Ai zis că te mai gândești că voiai să scapi de el, nu? Nu că te mai gândeai real. Efectiv, da, adică... Când am ajuns acasă am observat că m-a blocat și pe contul lui și pe al iubitei lui. Nu-i prost, trebuia să zici atunci, de adevăr, da. Fiind Gen Z, normal că nu că mai am un cont, așa că am intrat pe acel cont și am scris iubitei lui. Yes! Bravo ție, iubita! Revenge, bravo. Revenge, revenge! Sper că i-a arătat pozele cu poeziile, că ea le știa. Da, direct trebuia să-i trimis toate alea. Auzi, am primit și asta, e al tău, ți-l vrei, ți-l revendici? Doamne! Bine, da, na, iubită sau ce... Ce vin are ea, ce vin care are un ratat acasă. Efectiv. Îmi pare rău pentru povestea voluminoasă, stima tribunal. A fost foarte bună. Mă înclin și adresez o umilă întrebare. Cine e mitraliera? Eu, că mi-am făcut cont de Tinder, army man-ul care m-a făcut amanta lui neconsensual sau armata română că nu le-a confiscat telefoanele mitralierilor? Să arăm în notă ca voi în continuare și hai pe Twitch. Crezi că e armata română Janghina în anyway? Ba, nu. Nu? Nu. Nu, că ce? Adică până la urmă... Ei au încercat, da. Le-a dat o oră de venit acasă la 8 și tot au agățat și cu ora. Stai și oameni, trebuie să agațe totuși ceva acolo la viața lor, dar dacă nu au iubit acasă, preferabil. Da. Fetița nu mi se pare, fetița, fata nu mi se pare deloc janghină, no. Că n-a făcut nimic. Chiar i-a zis lui iubită să, sure, putea să iasă mai devreme din acest situation, dar nu s-a prins, era mică, nu știa, a păcălit-o ăla, gaslight-o, nu-i vina ei în niciun fel. Da. Noi putem să zicem, a, dar de ce a stat? Avea 17 ani, de-aia stat și nu știa. E la liceu, frate, oameni. N-a janghină. Și janghină. Fată de liceu, gen. Așa, dar apasă pe buton, Nivea. Soldatul este Janghina. Oamenii ăștia vă apără pe o țară. Oameni ca ăștia. Inelul de la Pufuleți. Wow! Bună Rux, Livia, Muna, Vălin, zici că e pomelnic, frate. Da. Și bună tuturor stimabililor din chat. Doamne, vă iubesc și vă respect. No. Te respectăm și noi pe tine. Dar nu și iubești, că nu o cunoști. Nu, dar te respect pentru că ești aici și ne-ai pus content pentru stream. Mulțumim frumos. Am pregătit o poveste care sper să vă încânte sau măcar să vă amuze, să simt că iese ceva bun din aceste pățani ratate. Ok. Se făcea că tocmai ieșeam pe neașteptate dintr-o relație de lungă durată și, în încercarea de a trece peste, am zis să-mi încerc norocul pe platformele de dating. Oh. As one does. Nu ai făcut și tu la fel, ești în relație, ai fost pe dating. Da.
Eram entuziasmată, însă total lipsită de experiență și probabil discernământ. Da, as we all are. Da. Fiind prima dată în aproape 5 ani. Ok. 5 ani când interacționam cu o persoană de sex masculin în felul ăsta. Bă, adevărul e că îți mai pierzi din... Adică după ce ești într-o relație lungă, cumva simți că ai uitat cum să... How to date. Da, cum să interacționezi cu oameni, basically. How to touch, how to sex, how to orice, how to talk, how to... Da. Flirt, da, the basics. The basics, da. Da. Dar mereu îți aduce aminte. Nu e ca mersul pe bicicletă. Exact. Așa. Aici s-a rămas. Am făcut match cu un oarecare, să-i zicem Oleg. Oleg și Boleg. Mm-hmm. Ce-i drept, mi s-a părut ușor ciudățel de la început. Mereu o red flag. Dacă de la început e ciudat. Mai un vibe. The vibe is off. The vibe is not lying. Da. Dacă e ciudat, e ciudat. Yeah. Trust the vibe. Dar m-am gândit că, sigur, e mai ok în realitate. Never again. Yeah. Never. No. Yeah. În fine, vorbim una alta și mă cheamă în oraș. Îl întreb unde, zice să aleg eu. Aleg, urăsc oamenii care mă pun pe mine să aleg. Depune și un efort, e așa sexy când depui un pic de efort, gen te duc eu undeva sau știu eu un loc. Dar să oamenii care zic, nu știu, alege tu, nu știu, fă tu, nu știu, zi tu. Bă, la una din alea ia tu inițiativa, la una din ele, atât. Nu trebuie să neapărat zici, băi, hai să mergem în locul tău preferat, dar nu-mi zi, nu știu, zi tu. Aoleu, nu, alege zi tu. Bă, deci... Hai să decidem împreună, dar nu trebuie să aleagă neapărat unul sau, dar nu-mi zice, alege tu, că eu nu știu. Efectiv, frate. Deci dacă la început ești cu alege tu, mai încolo ce o să fii? Da, trebuie să-i puțin o inițiativă, că mi se pare foarte people pleasing să zici, nu, alege tu, nu, eu nu vreau să zic, mai bine. Poți să zici, uite, eu m-am gândit la asta. Da. Îmi place sau foarte mult. Sau îi dai variante unei persoane. Exact. Ce? Pentru drinks o recomand asta. Arată și pentru mâncarea asta. Bă, aș prefera drinks, dar uite, mie îmi place mai mult locul ăsta. Sure, hai să mergem. Așa, aleg, zice el că nu știe unde e localul și să-l aștept la metro. Du-te. Măi, n-ai Google Maps? Bă, dar trebuie să te conduc eu, frate. Gen, what the fuck? Dă și tu un Google Maps. Păi era frică să meargă singur. Ai, frate. Glumesc, nu. Era un local central, la 5 minute de metro. Zic, ok. Poate vrea să scape de awkwardness-ul de a te întâlni în fața unui restaurant unde te văd foarte multe persoane. Așa. Și toți știu că sunt la un date și a preferat să meargă spre date împreună. Ajung la timp, aștept vreo 10 minute, vine și Oleg cu sacou, ok, we love a man in sacou, ok. Da, pantalon de stofă, frumos, cămașă, tot acâmul. E drăguț că a depus tot efortul, nu mi se pare nimic de râs în asta. No, no, we appreciate depinde that. Care era the vibe of the date, că poate părea more casual pentru tine, mai ales dacă ai ales tu locul, poate părea un loc în care erați mai chill sau nu știu, tu l-ai chemat la berăria aha și la vende sacou, I would get de ce râzi, să zicem. Da, da, da. Dar pare pretty chill, adică na, nu știa, s-a aranjat și el cu lucrurile lui bune, nu râd de el, eu nu râd de el. Nu, mie mi se par foarte hot bărbații la costum. Da. Așa te mai păcălesc, așa te mai păcălesc, Ligia. Știu, m-au păcălit destui cu cămașuța lor. Așa, dar not anymore. Părea venit de la o nuntă, dar am apreciat efortul. Ok, aprecia și ea. Pornim spre local. Oleg nu zicea nimic. În schimb, se uita continuu la mine într-un mod foarte interesant. Mai exact, mergea cu capul drept înainte, apoi și îl smucea, oleu, e de ăla, măi, paranormal. Nu mă uitam la tine, nu mă uitam. E de ăla din exorcistul. La 90 de grade. Spre mine, mă fixa cu privirea 2 secunde și ne venea iar drept înainte, la fel de brutal. E de ăla, frate. Maybe he was trying to flirt? M-ai speriat? Chiar m-ai speriat real în casa mea, în studioul meu. Așa. Cred că am fost de tot ce ceva. Da, dacă gen, să nu mă vezi că mă uitam, da. Așa. A făcut asta până am ajuns la local, în timp ce eu continuam să merg în tăcere. Că era rușine să pună și ea întrebări. Știi, a fost lung drumul cu metrou. Alo. Ok. Ajungem, ne așezăm, ne comandăm, aceeași băutură declarase că își va lua orice mi-au și eu. Bă, da, gen, efectiv... Amin, dacă ea era o expertă în cocktail, aș fi zis și ea zicea gen, băi, go, mergi pe ce zic eu și ia-ți negronic, e cel mai bun în locul ăsta, dar pare foarte people pleasing. Îmi iau ce ții tu, îmi ții tu ce ții, îmi iau ce ții tu. Frate, un pic de inițiativă. Un pic de încredere, un pic de, nu știu, personal choice. Da. Așa. Așa, așa. Și începe o discuție despre un subiect. Se pare foarte de interes pentru el, căci a revenit de multe ori pe parcursul serii la el. Ok, fără să dau scroll, care crezi că este subiectul?
Eu cred că e ceva cu o tentă politică. Eu cred că omul nostru este pasionat de trenuri. Wow, what a hot take! Sau ceva random. E mega. Ok, crezi că e like a little bit of a hobby. Da, ceva, e pasionat pe ceva foarte random de care nimeni nu e pasionat. Uite, în ce an zice fosta iubită? Eu am zis că e ceva politic, dar ai dreptate. Ori e sală, ori e cripto, ori e fost. Are dreptate, ce atunci. Fosta iubită, da, bine, asta da, e un clasic. Da, 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 da. Hai să vedem ce era. Imobiliare și cripto. Cred că e fosta, da. Noi am citit deja, voi nu vedeți? Voi nu vedeți. Oleg. Haide, jucăm rolurile. Tu ești... Nu, eu sunt Oleg și tu ești tipa, că e povestea autoare. Okay. Ai cere bărbatul în căsătorie? Nu, adică aș discuta înainte, normal. Să știe și omul că suntem pe aceeași lungime de undă, dar de cerut aș vrea să o facă el. Cum adică? Voi vreți drepturi egale dacă e vorba de așa ceva, dați înapoi? Încă luam în serios discuția. Nu, e vorba de, nu e vorba de drepturi, e un gest frumos pe care mi-ar plăcea să o facă. Da, sigur, de fapt vrei inel scump pentru că ești materialistă. Chiar nu, uite, singurul lucru pe care mă interesează ar fi să fie din aur sau argint. Să nu se strice, că îl porți toată viața. Exact ce ziceam, materialistă. Altfel ar putea să te ceară și cu inel de la pupuleți. Scuze, încercăm combinării două, mi-am aterizat. Da, nu, nu, materialistă. Materialistă, că vrei un obiect dintr-un metal care să reziste mai mult timp. Ok. E de la, frate, e de la. Și nici măcar, știi ce? Nu detalia ce ai zis. Ai zis e de la, we get it. E de la. E de la. Nici nu, nu o să detaliez, că știi și voi ce zic. E de la, v-a zis deja, n-are rost să dai detalii oamenilor, că oamenii înțeleg, e de la. Ce ratat! Da, gen, îți dai seama că pentru el ăsta e un fel de test, știi? Că el zice, așa prind eu femeile, știi? Că gen, le întreb. O întrebare, că toate se dau feministe, știi? Dar le întreb, ai cere bărbatul în căsătorie? Și dacă zice nu, păi zici de ce? Și s-o prins pe fraieră, știi? Nostru... Că parcă voiați chestii egale. Omul nostru pune femeile să performeze egalitatea. Da, da, da. A, deci nu vrei egalitate, de fapt. A, te-am prins cu întrebarea asta. Întrebarea lui, ai cere un bărbat în căsătorie? Ăsta stă cu, cum îi zice, cu clipboard-ul ăla și își notează toate punctele. Da, 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 are el trei întrebări. Suntem oare egali? A, se pare că nu, deci nu ești, da, deci vrei drept, da, și ce mi se pare așa de stupid? Că e confuz la asta, a, vrei drepturi egale, dar nu mai cere. Nu e normal să vrea cineva drepturi egale, la like, oricine, din orice naționalitate, sexualitate? A, vrei? Păi nu ți le dau pentru că nu le vrei, de fapt. Are you stupid? To be a woman is to perform. Da. Effective. Decenter man. Effective. Decenter man from your life, if you're a woman. What do you bring to the table? Și n-a fost în stare să aleagă un loc pentru întâlnire să ajungă la metrou decât condus de ea. Cred că era tot un test pentru ea. Tot predictionul meu. Predictionul meu este că toată această întâlnire este un test de la Alpha Males în care alege tu locul dacă vrei drepturi egale, condumă tu dacă vrei drepturi egale, alege tu băutura dacă vrei drepturi egale și vezi dacă mă căsătoresc cu tine dacă vrei drepturi egale. Totul este un test. De asta așa încercat-o. Pauleu, dar pare că, nu știu, aici convențional, cum ar fi în lumea noastră, el e femeia și ea e bărbatul și gen înseamnă că... A vrut el să facă switch-ul ăsta de convenții ca să o testeze. Să testeze, da. Nostru da. Credea că... Vezi, o să fac și pe femeia și o să vreau să mă iei de la metrou să alegi tu locul și se pare că he did something there, că e drept, astea e drepturile legale pe care le vor femeile. Să le conduci, să faci switch de cine conduce pe cine și ce băutură alege. Ăsta e dreptul egal pe care îl vrem. Așa, hai să citim povestea în continuare, să vedem ce a făcut. Ok, hai să schimbăm subiectul. Ceva nevinovat, cum ar fi jocurile de societate. What could go wrong? Mă întreabă ce-mi place să joc. Zic vreo 2-3, inclusiv Alias, și adaug în glumă și sunt și top pe Alias. Îl văd cum se schimbă la față. Triggered. Tu nu ești mai bună ca mine. Ok. Nu ești, nu ai cum. Acum nu o să mă convingi, dar sigur dacă tu așa crezi, e ok, așa o fi. Nu ai cum. Și aruncă bomba. Ce notă ai luat la bar? I'm sorry. I'm sorry. How is that relevant to anything? Bacul e cea mai irelevantă chestie forțată din lume, care nu contează absolut deloc. Cum măsori inteligența cuiva
cu notele de la BAC, care oricum sunt să spui cuvânt cu cuvânt un comentariu învățat la română despre Liviu Rebreanu, să știi un nivel superior de matematică și să știi câteva râuri din România. Asta ți e inteligența pentru tine? Așa îți măsori inteligența? Literalmente trebuie să fii at best average, say BAC-ul. Da, și nu contează. Și chiar nu contează la nimic în că viața nu, asta. Nu, nu ești deștept dacă știi câte tipuri de narator sunt și ce fel de tip de roman e ăla. Deci nu mai e. Măi, deci mi s-a făcut inima... Stai că n-ai terminat povestea. Nu te arunca că e abia a doua poveste și nici n-ai terminat-o. Sufletul meu era un strugure și acum e o stafidă. Îmi pare rău. Las că poate se pompează la loc. Hai să vedem. Hai. Poate îmi recapăt credința în umanitate. Îl privesc tâmpă, cu un semizâmbet, gândindu-mă că e un fel de glumiță nereușită. El mă privește fix, furios, fără să-mi zică nimic. Eu. Pe bune? Vrei să zic cât am luat la un examen de acum 8 ani? Amândoi aveam aceeași vârstă. Da, spune-mi. Îi zic, bombă-ne pe sub mustață și schimbă repede subiectul. A luat mai mult ca el. Dar știi, știi care e faza? El! Like, who would have known? Că nu stau să vă verificați numele, că nu mai sunt afișate notele public. Înainte, sure, erau. Înainte erau afișate public. Acum nu mai sunt. Poți să-l cauți. Efectiv. Oleg Popescu și nu o să găsești ce nota l-a. Putea să mintă, like, who cares? Ce îi pasă de nota la BAC, gen, poți să întreb orice altceva, omul e meu. Ca să măsori inteligența cuiva, dar nu asta cu BAC. Orice, da. Dar nu nota la BAC. Bloc în real life, da. Da, îi zic, bombă-ne pe sumustață și schimbă repede subiectul, nota lui era mai mică. Între timp mai paletase și vreo 3 pahare de tărie. Wow. Se trutilase bine. Doamne, ok. Vorbind de familie, mă întreabă dacă am frați, zic că da, unul mai mare, la care mi-aruncă... Oh my God, I'm sure... No, că o să zică ceva că știa cu bărbații că a avut un frate mai mare. Stai să vedem ce zice. Știi că primul copil se face din dragoste și al doilea din accident? Ai, du-te, dracu. Mare lucru! Mă scuzați. Actually, I would say it's reverse. Cred că primul faci din accident și al doilea îl faci cu vrei. Not that it would even fucking matter. Dar n-are niciun sens. Bă, da, primul e din poate din accident, poate din dragoste. Who fucking cares? Ce te fute pe tine grija? Muna, confirm, a fost un accident. I mean... Ok, frații mai mici, spuneți-mi ce ați fost. Haideți cu toții să descrângem care sunt accidente dintre noi, frații. Care sunt din dragoste. Eu sunt prima, deci eu sunt făcută din dragoste. Iar domnul Vlad e mai mic, deci e accident. Spuneți în ce... nu, eu cu Vlad suntem gemeni, obviously. Așa, hai să terminăm povestea asta. Aici ia să zicem. Ei, dragi prieteni, aici mi-a sărit Sandra, că totuși n-am păscut porci împreună cu băiatul ăsta care venise la date ca să se facă rachetă și să-mi dea mie lecții de viață. Eu am fost un copil foarte dorit, dar poate tu nu te simți iubit de părinți și de asta îmi zisese că și el are un frate. Mm. Traume, prieteni. Da. S-a trântit în scaun și a început să zică pe un ton mult prea ridicat pentru terasa la care eram că sunt nesimțită. Wow. Că cum permit să-i zic eu așa ceva și etc. În final, se calmează. Pe mine mă amuză situația, mi-e greu să redau în cuvinte, dar era atât de ridicol tipul că părea deloc scary. Că nu părea deloc scary. Lol, I love it. I mean, și eu, pe mine m-ar bufni râsul pe da, ceva. Da, story, they never are. Că arată că niște copii supărați de 7 ani că le-ai luat jucăria și că nu vrei să iei din parc. Nu, mai vreau un parc, n-ai dreptate. Gen, cu așa ceva la date m-aș căca pe mine de râs. Efectiv. Și pentru că mă cam lămurisem ce și cum, cer nota, ne ridicăm să mergem și zic eu că mergi pe o anume stație de autobuz. Întrebarea mea este a pus-o pe ea să plătească da, nota. Da, dar și eu sunt curioasă, n-a specificat. Dacă tot e aici... Nu, păi e egalitate, deci o împărțit egal. Gândește un pic, Livia. Hai să vedem dacă a dus-o. Așa. Hotărăște să vină cu mine, Doamne ferește, ziceam să se ducă dracu acasă, da. Să mă conducă chipurile. De fapt, după 30 de metri se trezește... Hai să mergem aici să bem vișinată. Omule, du-te acasă, ești beat. Du-te, dracu, efectiv. Repet, omul meu era pardaf deja. Doamne, atâtea cuvinte diferite pentru beat, I love it. Ador cuvântul pardaf, e super, nu l-am mai auzit de mult. Nu vreau, mă duc acasă. Mă trage de mână, mă smucesc. Omule, nu merg nicăieri cu tine, nu înțelegi?
Nu exagerez când zic că a urlat în gura mare cu mâinile încrucișate ca un copil. De ce? De ce nu vrei? Mă uit la el cum se uită mamele cu genă la copiilor care fac wow. crize pe stradă pentru că nu sunt lăsat să lingă asfaltul și plec spre stație. Oh my god! Vine după mine. Oh, da, dar lasă-mă puțin. Oh, mă duc acasă. Așteptăm auto... Bă, nu cred că... Bă, cringe. Pare rău. Așteptăm autobuzul în tăcere, urcă cu mine în autobuz. Teoretic mergeam în aceeași direcție. El vreo trei stații, mă scuzați, m-am încălzit aici. Eu vreo 10, deci mi-a fost așa să-i zic să nu urce. Avea sens să meargă și el cu același autoturism spre casă. Ne așezăm pe scaune în tăcere. Doamne, ce... Doamne, Stau, nu pot să-mi pun căști în urechi că stă ăsta lângă mine. Păi ce awkward, să mor. Ne așezăm pe scaune în tăcere, îl întreb ceva doar pentru a diminua un pic penibilul situației. Răspunde monosilabic, tot cu brațele încrucișate. Nu, sensul oareță. Efectiv, body language defensive, rău de tot, săracul. Era mama lui acolo, vai mama lui. Eu care credeam că viața de după relație cu date-uri fierbinți și one night stand-uri nebune, iată-mă cu băiatul ăsta bosunflat de parcă e prietenul meu de 2 ani și tocmai am zis că ar fi frumos să se mai spele și el vasele uneori. Halal! Efectiv. Oh my god, mai continuă. What could he have done more? Sorry. Eu nu pot. Deci nu, mai e. Păi Livia mai e. Livia nu s-a terminat. Oleo. Totuși, nu a mai fost așa amuzant când am trecut de stația lui și el era tot lângă mine. Deja începeam să mă îngrijorez. L-am întrebat dacă nu coboară, căci am trecut de stația lui. Îmi răspunde că nu. Lasă-mă în pace. Bun, mai trec vreo 3 moment în care hotărăs să acționez eu. Ce faci? Eu dă pe ăsta afară din autobuz. Cobor la altă stație decât a mea, dar undeva unde se întâmplă să știu bine zona, inclusiv secția de poliție care e la 2 pași de stație. Oh my god. Asta e realitatea femeilor, prieteni. Asta este. Să te gândești, știu secția de poliție pe care să le-am în minte. Bărbații nu cred că s-ar gândi în viața lor să coboare la secția de poliție la un date. Nu, nu. Just așa, food for thought. Efectiv. Așa, aici. Coboară cu mine. Așa. Nu pot așa de ziua. Traversăm împreună, mă întorc și zic de data asta mult mai ferm. Bun, eu o iau înainte. Tu te oprești aici în stație ca să te poți întoarce. Din fericire, nu am mai comentat, s-a dus în stație, iar eu am luat-o înainte fix de-a lungul secției, aruncând priviri în urmă. Bă, cum să... Tu-ți imaginezi să pleci de la un day, să stai, să stea ăla după tine și să te uiți în spate să nu fii liniștită până acasă. Dacă te urmărește un dubios care stă așa și vine după tine... E supărățel, da. Pă, frate, când m-am asigurat că nu mă urmărește, am mers și eu mai departe spre alt mijloc de transport și în final spre casă. Omul a avut tupeul să-mi mai și scrie în seara aia că uite a ajuns la niște prieteni care zic ca mine că bărbatul ar trebui să ceară femeia în căsătorie. Mă, dar treci peste, dar treci peste, slăbieta, n-ai ce, dar treci peste. Aoleu. Deci, dragi magistrați judecători, consilieri juridici și procurori. Suntem doar noi două, dar ok. Noi suntem, păi asta e noi suntem noastră. 100 de persoane într-una. Cine este Janghina? Oleg. Pentru că era... Bă, dar și nici nu trebuie să zice numeri de ce, dar hai să citim. Honestly, Oleg este cel mai bun nume pentru acest om. Așa. Așa. Pentru că era agresiv și interpreta tot ce ziceam ca pe un atac, pentru că s-a făcut mangă la primul date, păi era... Na. A tras de mine să bem vișinată, a țipat și s-a ținut după mine sau eu că n-am încheiat date-ul mai repede și n-am fost suficient de fermă pentru că, recunosc, la un moment dat a intervenit fascinația de a vedea până unde merge cu acele replici. Doamne, iartă-mă, fetița mea, mă mir că te-ai trecut pe tine acolo la janghină. Bă, iubita, iubita, noi înțelegem fix foarte bine cum e să fii cu dârlăi de ăștia la date. Da, care mai de capul lor. Le lipsește ceva, le lipsește țiglele de pe casă. Chiar nu este cazul să fii tu aici, Janghina. Janghina este Oleg.
Jangina Supremo, vai de capul lui, a man child, ca să o citesc pe Lana Del Rey, a fucking man child, fata, na Jangina, na Jangina, na Jangina. Să trăiască bine, mersi. Mai ales când ești în situații din astea, nu prea gândești, adică pentru că ești în stare de alertă și... Exact, pictoște, da, e stare de alertă. Nu mai poți... Just to protege, you can't fight back, tu chiar ai avut replici bune, ai fost foarte fermă, dar the fact that you have to be these things, da, ca să scap de el, să scap de el, atenție, să plece... Să plece doar. Nu, că nu vreau să plece. Nu vreau să lăsăm face. Somnorila. Pereng. Bună seara, Rux, Livia, Valin, Muna și chatul. Bun. Voi începe prin a spune că sunt o veterană a Tinder-ului și Bumble, însă în prezent sunt pe calea de a mă căsători. Oh. Ce crezi? Chiar cu cineva pe care l-am întâlnit pe Bumble. Ok, deci există de și... se poate. Da, există și povești bune. Așa că nu vă pierde speranța. Printre atâtea pietre, mai găsi și câte un zirconiu. Adorăm. Super, super. Poartare condei, fata. Frumos. Scrie bine. Frumos. Era în perioada aceea dubioasă, aproape de sfârșitul pandemiei, când puteai să ieși afară, dar doar până la ora 6, iar cum eu abia ieșisem dintr-o relație foarte lungă, îmi petreceam destul de mult timp pe Tinder și Bumble. L-am întâlnit pe un băiat, să-i spunem Alex, cu care părea că ne înțelegem bine și i-am zis dacă ar vrea să vină pe la mine să bea un pahar de vin, eu fiind destul de pasionată de vinuri, de reținut asta pentru mai târziu. Suspicious. De menționat că, datorită pandemiei, nu prea aveai unde să te întâlnești decât la cineva acasă, așa că să nu mă judecați că sunt vreo nebună care cheamă toți maniacii la ea. Nu te judecăm, aici suntem să judecăm Janghina, nu ce-i făcut. Nu te judecăm, îți purtăm doar grijă să fii safe. Da. Asta e tot. În vremurile mele de glorie, regula de aur era că joc mereu în deplasare, tocmai ca o măsură de siguranță și că poți pleca oricând de la întâlnirea respectivă. Dar COVID-ul îmi cam restrângea opțiunile de întâlniri. I mean, mi se pare că și să mergi la cineva acasă e risky, they both have their risk. Și să vin cineva din acasă, știi adresa, să nu mai vrea să plece. Da. Dar și să duci la cineva acasă, nu te mai lasă persoana aia să pleci, să închidă, să ascundă cheia sau na, dubios. Da. Ambele au their risk, just so you know, nu există safe way. Teren neutru. Da, loc da. Public. Da, yes. Da, nu puteți în pandemie, e gheret, așa. Da, nu, e ok. Revenind 2 ore mai târziu, ajunge Alex la mine. Era îmbrăcată de casă, pentru că eu din start convenisem cu el că o să fie o întâlnire casual, în niciun caz ceva pompos sau cu tentă sexuală. Problema e că băiatul meu venise îmbrăcat în cămașă albă, cu cea mai ostenită sticlă de vin de 14 lei de la magazinul din colț. Mai rău de atât, simțisem încă din hol că duhnea alcool. În capul meu am râs, pentru că mi se părea amuzant că era atât de emoționat că s-a pregătit atâta și băuse să-și facă curaj să vină la întâlnire. De față cu el n-am zis nimic, dar l-am poftit înăuntru și am deschis sticla de vin. Mm. Sânge de Tao, let's go, da. Da, 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 sau sânge, sau vinul te iubesc. Oh, mamă, da. Ok, așa. S-a așezat pe canapea și am început noi să vorbim și să bem din vin. Eu nu estimasem corect cât a băut omul meu, inițial am crezut că doar ca să-și facă un pic de curaj, însă nu exagerez, un sfert de pahar de vin mai târziu și a adormit. În casa mea, pe banii mei și pe muzica mea. Bă. O mașină parcată pe dos, hainele aruncate pe jos. Tu, dar nici hainele n-au mai fost aruncate pe wow. jos. Wow. Nu venea să cred că asta venise bea la mine acasă și în 15 minute mai târziu a dormit. M-am dus la el să-l trezești și l-am întrebat dacă n-ar fi mai bine să se ducă la el acasă și să vorbim altă dată când își revine. El, foarte deranjat că l-am trezit din somn, a mormăit un pic, dar s-a ridicat după vreo 15 minute, în care eu tot insistam să plece. S-a încălțat și a plecat acasă. Revenind la vinul pe care l-a adus, era chiar ultima sticlă de vin, așa că am zis eu că cele 50 minute academice de așteptat ca Alex să plece din fața blocului, să mă duc la magazin Nicol și să mai iau o sticlă de vin mai de Doamne, mai de Doamne ajută de roze. Ies din bloc și fix în capătul alei îl văd pe Alex, care probabil în beția lui dădea cu pumnii și picioarele într-o mașină parcată în fața blocului. Oh my god. Își luase ăsta criză. Eu m-am panicat, așa că am luat-o pe lângă bloc, astfel încât să nu mă vadă, că eu ca un veritabil ninja, și m-am dus la magazin. De frică să nu mai fie acolo, am luat-o prin spatele blocului și m-am furișat înapoi la mine în apartament. Dar toată seara care a urmat, m-a trezit un pic la realitate, pentru că, deși el părea inofensiv, m-am cam speriat la cum își vărsa nervii și frustrarea pe mașina aia și nu puteam decât să mă gândesc dacă s-ar fi enervat la mine în casă în momentul când l-am dat afară, chiar puteam să pățești ceva. Da. De menționat că nu l-am mai căutat, dacă normal, scrie și eu după așa ceva. Însă el mi-a scris 2 zile mai târziu un: bună, ce faci? Ca și când nimic nu s-a întâmplat.
Prieteni, be safe out there, că sunt mulți nebuni și mai ales ca femeie, always take care of yourself și spuneți unui prieten, prieten unde sunteți, cu cine vă vedeți. Și cu cine vă vedeți. Better safe than sorry. Da. Always. Și nu mai chemați acasă. Da, teren neutru. E pandemie, las că nu-ți mai trebuie. Da, efectiv, mai bine nu mai dai acolo decât să pățești da. De-astea. Deci, cine-i Jardeaua? Jagardeaua. Da, folosim nume diferite aici. Eu că nu m-am mai gândit, că nu m-am gândit nicio secundă că sunt inconștientă să chem un necunoscut la mine acasă, Alex că a venit beat la întâlnire și a început să vandalizeze mașina unui vecin cu, sau vinul că i-a dat cu shutdown lui Alex. Doamne. Ok. Voi mai reveni și cu alte povești pe viitor, dacă se mai ivește ocazia, pentru că aparent am acne la nebuni. Same. Fucking same, girl. Another easy one. Faci onorurile, Livia? Da. Alex? Jangina. Cum să vii acasă la cineva să adori? Să fie de bed să adormi? În 15 minute. Bro, nu știu, adormi mid-sentence. I needed more details from this story. A fost prea scurtă, mai voiam detalii. Vreau să știu, vorbeați ceva și a adormit? Da, sincer. De cât l-ai trezit, ce zicea? Sunt foarte curioasă. Și eu nu știu, cum, adică zicea ceva în timp ce a dormit sau ai făcut o pauză, te-ai duci tu la WC, o să te pii și gena... L-ai găsit era pe ăla mort pe canapea. Da, și te-ai panicat. Da, efectiv. Somnic, dar du-te la tine acasă, că nu te-am chemat la sleepover, te-am chemat la o seară cu vin. Efectiv. Săracu. Fata, not Jangina. Not Jangina, niciun caz. Vinul? Niciun caz. Vinul e janghinos, că era vin de 14 lei. Cămără. Jangina. Că e o pastilă, e alcool corat. Deci, doamne, ce băieți ratați de pe Tinder. Ăștia au fost, n-a fost nicio relație spusă de vreo fată. Astea au fost poveștile noastre despre Tinder. Am avut-o pe experta noastră în Tinder, că a avut și ea destule. Livia. Am trecut prin multe la viața mea, dar toate m-au dus aici să comentez cu Rux toate janghinelele posibile din acest spațiu online. Iată că, unde te putem urmări, Livia? Mă puteți urmări pe Instagram, Livia Folcaru, pe TikTok, Livia Folcaru și pe Twitch, Livia _ Folcaru. Super! Mulțumim! Și nu uitați să intrați pe shop-ul Liviei, pentru că este o ilustratoare foarte cunoscută și faimoasă, care a avut o grămadă de collabs, a apărut în presa internațională și în rolul nou cea mai talentată. LiviaFolcaru.com. Mulțumesc! Slay! Bye! Bye! Da, stai subscribe și subscribe. Trimiteți poveștile voastre la cinejangana@gmail.com. Puteți trimite poveștile voastre pe cinejanghina@gmail.com și de obicei anunț teme speciale, cum ar fi tema prieteni, tema relații, tema înmormântări, tema Tinder, precum și altele. Dacă mă urmăriți pe Instagram, puteți să vedeți ce temă este în fiecare săptămână. La revedere! În acea perioadă am început să vorbesc cu un bărbat care era openly într-un open marriage. Damn! Mă complimentează când ieșim de la metrou și începe să vorbească despre mâinile lui transpirate și că vrea să mă ia de mână. Conversația continua cu el care îmi bătea obrazul spunându-mi că nu trebuia să-i dau un match și că l-am rănit.